ACS Media și are nevoie de puncte în partida de la sfârșitul acestei săptămâni, atunci când va întâlni în deplasare Unirea Ungheni. Formația antrenată de Mihai Ianc trebuie să învingă pentru a rămâne în cursa pentru unul dintre locurile care i-ar asigura calificarea în faza următoare a competiției. Meciul de sâmbătă undeva va fi pe aceleași coordonate ca și anteriorile meciuri cu Ungheniu, care le-am avut la noi acasă. Condițiile de joc nu diferă prea mult, un teren cam cu aceleași dimensiuni ca și Omaiul nostru. Din ce am urmărit, din ce am văzut, nici ei n-au schimbat prea multe. În general sunt aceia 10-11 jucători care apar în primii 11. Și va fi un meci derby, va fi un meci frumos. Eu preconizez că va fi un meci frumos și din care sper ca noi să avem echilibru necesar. Tot asta discutăm, trebuie să fim foarte echilibrați la astfel de meciuri, pentru că până la urmă, cum vă spuneam înainte, mai sunt 18 puncte puse în joc. Și indiferent ce meci rezolvi, totdeauna cel care urmează este mai important. De exemplu, am avut victoria cu Universitar, foarte bine, am mai legat un joc bun după cel cu Bistița, dar la fel, victoria cu Universitar n-are nicio relevanță dacă nu legi următorul joc bun și să faci iarăși puncte și tot așa. Ca să acumulezi, ca să vedem la final unde o să trage în linie. Da, suntem bine, eu zic că suntem în creștere, nu avem niciun motiv de îngrijorare, e chestie doar de echilibru, de încredere, le-am spus la băieți, o să le mai transmit și azi și de abordarea jocului până la urmă, pentru că și în alte meciuri, chiar dacă le-am pierdut cu 2-1 pe teren propriu, nu a fost o diferență extraordinară sau foarte mare de valoare între cele două echipe. Meciurile au fost pe muche de cuțit, s-au stabilit pe unele execuții a unor jucători, cel puțin în al doilea meci, din ce mi-aduc aminte, a doua repriză puteam chiar să întoarcem rezultatul sau cel puțin un egal nu era total la îndemână. Până la urmă, ăsta e fotbalul, să rămânem cu zâmbetul pe buze, să fim optimiști. Mediecenii au și o revanșă de luat după ce au pierdut de două ori la rând cu Unirea Ungheni în ultima etapă a sezonului regulat, respectiv în prima din play-off. E, să zic așa, o revanșă împotriva celor de la Ungheni, mai ales că am pierdut cele două meciuri cu ei acasă. Văd un meci frumos, plin de ocazii, dar trebuie să fim mai pragmatici în fața porții și atunci când avem ocazia să marcăm, pentru că și o echipă foarte bună și cu siguranță o să fie un meci foarte greu. Nu cred că trebuie schimbate foarte multe chestii decât să fim noi mai calmi și mai lucizi în fața porții și să ne facem jocul nostru. Asta e cel mai important, pentru că dacă așa o să facem, părerea mea că o să avem de câștigat, 100%. Partida contând pentru etapa a patra din play-off-ul Ligii a treia este programată sâmbătă de la ora 17:00.